O fată de 12 ani din comuna Bălești este căutată de oamenii legii după ce ieri a dispărut de acasă. Când a văzut că fiica sa nu se mai întoarce, tatăl minorei a cerut ajutorul autorităților. Acesta le-a povestit polițiștilor că fiica sa, Stanciu Bianca Denisa, de 12 ani, a plecat de la domiciliu la o mătușă din municipiul Târgu Jiu și nu a mai revenit. Ultima dată minora a fost văzută de fratele său în jurul orelor 17 pe raza municipiului, în zona amfiteatrului de pe strada Victoria. Fata prezintă următoarele semnalmente: înălțime 1,40 metri, greutate 40-45 kilograme, ten deschis la culoare, păr șaten lung, ochii căprui, fața ovală, constituție atletică. La data plecării, minora purta o pereche de pantaloni de blugi negri, un tricou de culoare neagră, iar în picioare avea o pereche de tenici de culoare albă. Oamenii legii desfășoară activități specifice pentru depistarea minorei, fiind comunicate semnalmentele și fotografia dispozitivului de siguranță publică și rutieră din teren. Persoanele care pot oferi detalii cu privire la identificarea fetei sunt rugate să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.